Erorile din sistemul cardului de sănătate au dat peste cap activitatea în cabinetele medicale, farmacii, spitale și laboratoare. Nici calitatea de asigurat nu a putut fi verificată, iar de teamă că li s-ar putea imputa serviciile acordate offline, unii doctori au preferat să reprogrameze pacienții. Supărați, bolnavii au tunat și fulgerat după ce au stat ore în șir la coadă. Ar trebui scos oare cardul de sănătate? Da, cred că da. Mergeau lucrurile mai bine înainte? Mergeau, da. Softul schimba și mulți ingineri din ăștia care au pregătirea necesară să schimbe ceva ca să funcționeze. De ce în Europa merge și la noi nu merge? Toată lumea trebuie să aștepte după... Ore în șir, dar ne pierdem răbdarea și noi suntem oameni. Reprezentanții Casei de Asigurări susțin că renunțarea la cardurile de sănătate nu este posibilă. Nici vorbă despre retragerea cardului de sănătate. Sunt ceva probleme la nivelul Casei Naționale. La acest moment nu mai asigură mentenanța nimeni. S-a făcut o licitație, a fost contestată, s-a câștigat în instanță de către Casa Națională. Urmează să se semneze contractul și să sperăm că din momentul semnării contractului nu o să mai fie probleme în sistem. Este a treia oară în mai puțin de o lună când sistemul, care a costat peste 20 de milioane de euro, nu a funcționat.